Bună ziua, sunt Elena Radu, profesor de limba și literatura României și mediator școlar într-o școală din marginea Bucureștiului, școala 136 din cartierul Ferentari. Buongiorno, mi chiamo Elena Radu, sono insegnante di lingua e letteratura romani, nonché mediatore scolastico presso una scuola generale, primaria e media, di una periferia di Bucarest, Romania. Trebuie să precizez că sunt și de etnie romă și fac parte din neamul ursarilor. Sono di etnia rom e faccio parte della della comunità rom de Romania. Legat de învățământul din România, trebuie să precizez întâi că minoritatea romă face parte din este recunoscută ca minoritate națională. Devo precisare che Romania ha firmato e approvato la Convenzione Quadro per la protezione delle minorità nazionali nel 95, che prevede che ogni persona che appartiene ad una minorità nazionale ha il diritto di usare in modo libero e senza interferenze la lingua materna. Romii din România au fost tratați mult timp ca diferiți de către indivizii ce nu aparțineau comunităților Roma. Așa cum a fost descris în alte capitole, în alte dăți, instinctul de autoconservare îi determină adeseori pe romi să-și nege identitatea atunci când au de-a face cu indivizi de altă etnie, din cauza discriminării la care sunt expuși. I rom rumeni per tanto tempo sono stati considerati diversi da parte di coloro che non appartenevano alla comunità rom, però l'istinto di autoconservazione li ha determinati di, tante volte di negare la loro identità quando avevano da fare con gli individui dell'altra etnia per via della forte discriminazione a cui sono sottoposti tuttora. În cadrul comunităților de romi, identitatea lor este una puternică, fiind declarată în mai multe moduri: limbă, muzică, costume tradiționale și, în tot mai puține cazuri, meșteșuguri tradiționale și mai ales modul specific de trai. Nella comunità rom la loro identità è molto forte e viene dichiarata in vari modi: lingua, musica, abiti tradizionali e in minor numero di casi nei mestieri tradizionali e nel modo specifico nello stile di vita. În timp ce mulți romi de naționalitate română au abandonat unele aspecte ale culturii lor, au păstrat altele. Limba romanii, de exemplu, este întâlnită la aproximativ 60% din populație. Unele neamuri de romi păstrează și îmbrăcămintea tradițională. Cu toate acestea, pentru a primi o educație sau un loc de muncă, romii de naționalitate română sunt adeseori obligați să se conformeze practicilor celorlalte etnii. Mentre tanti rom di nazionalità rumena hanno abbandonato alcuni aspetti della loro cultura, ne hanno conservate altre. La lingua romanè, per esempio, viene parlata da circa il 60% della popolazione di lingua romanè. Alcune tribù conservano anche l'abito nazionale, tradizionale. Con tutto questo, per ricevere un'educazione oppure un posto di lavoro, i rom rumeni sono spesso obbligati a conformarsi alle pratiche delle altre etnie. După anul 1993, romii au fondat peste 100 de organizații non-guvernamentale. Scopul lor era să ofere sprijin educațional, să afirme tradițiile și cultura specifică romilor, să ofere sprijin în dezvoltarea economică și comunitară, să facă cercetări, să intervină în cazuri sociale, să combată prejudecățile și stereotipurile. Dopo il 93 i Rom hanno fondato oltre 100 organizzazioni non governamentali. Il loro scopo era quello di offrire supporto nello sviluppo economico e comunitario, di fare ricerca, intervenire nei casi sociali, di combattere gli stereotipi. Costituția actuală, adoptată în 1991, conține o serie de articole care garantează drepturile minorităților pe teritoriul României. Toate articolele se referă la indivizi, drepturile colectivității, nefiind menționate în Constituție. Sunt garantate dreptul la identitate și protecție în fața discriminatorilor, indiferent de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, părere, apartenență politică, proprietate sau origine socială. L'attuale Costituzione, adottata nel 91, contiene una serie di articoli che garantiscono i diritti delle minorità presenti sul territorio rumeno.
Tutti gli articoli si riferiscono agli individui, però i diritti della collettività non sono menzionati. Sono garantiti il diritto all'identità e alla protezione di fronte alle discriminazioni indifferente della razza, nazionalità, origine, etnica, lingua, religione, sesso, eccetera. Avantajele unei educații pe termen lung nu sunt atât de convingătoare cât sunt comparate cu rezultatele pe termen scurt, survenite în urma unei muci sezoniere care satisfac nevoile materiale imediate. Aceasta este o caracteristică nu numai a comunităților Roma, ci și a culturii care se dezvoltă în comunitățile afectate de sărăcie. I vantaggi di un'educazione di lungo termine non sono tanto convincenti quanto sono paragonati con i risultati di breve termine che si sono verificati dopo il lavoro stagionale che soddisfa il bisogno materiale immediato. Questa è una caratteristica non solo della comunità Rom, ma anche della cultura che si sviluppa in una comunità colpita di povertà. Comunitățile Roma tradiționale interzic băieților și fetelor să stea împreună dacă nu sunt supravegheați de un adult. Școala modernă cu clase mixte inspiră neîncredere. Per esempio, nella comunità Rom tradizionale è vietato che i giovani maschi e giovani femmine stiano insieme se non sono sorvegliati da un adulto dalla famiglia. Quindi la scuola moderna con le classi miste non ispira fiducia. În România s-a format Direcția Generală de Învățământ în Limbile Minorităților, relația cu Parlamentul și partenerii sociali. In Romania esiste la Direzione Generale di Studio delle Lingue Minoritarie, relazione con il Parlamento e il Parteneriato Sociale. Acest departament se ocupă atât de desfășurarea, organizarea, dar și de conținutul învățământului, după cum urmează. Questa direzione quindi si occupa, no, di condurre, di organizzazione e di preparazione del contenuto di apprendimento come di seguito. Predarea limbile minorităților, recunoscute de către statul român, maghiară, germană, ucrainiană, sârbă, slovacă, cehă, croată, bulgară, românie și italiană. Insegnamento nelle lingue minoritarie, ungherese, tedesco, ucraino, serbo, slovacco, ceco, bulgaro, romani, italiano, greco, tutte le minorità riconosciute in Romania. Predarea limbii și a literaturii materne, a istoriei și tradițiilor minorității, a educației muzicale în limba maternă, în școli cu limbă de predare română sau alta decât limba maternă, armeană, bulgară, cehă, croată, sârbă, germană, greacă, maghiară, slovacă, romani. Protecție și susținere educațională a elevilor romi. Insegnamento della lingua e letteratura materna, storia e le tradizioni della minoranza, educazione musicale in lingua materna nelle scuole di insegnamento di lingua romena o di altra lingua materna, armeno, bulgaro, ceco, eccetera. Protezione e sostegno educazionale agli alunni rom. În contextul opțiunilor strategice ale Guvernului României, pentru domeniul educației, Direcția Generală de Învățământ în Limbile Minorităților, relația cu Parlamentul și partenerii sociali, urmărește realizarea următoarelor obiective prioritare ale învățământului actual. Nel contesto delle opzioni strategiche del governo rumeno per l'educazione, la Direzione Generale dell'Educazione in Lingua Minoritaria, la relazione con il Parlamento e i partner sociali rincorrono la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari. Assicurare chancelor egale la educație. L'accesso reale dei bambini e giovani della minorità nazionale alle diverse forme e tipi di studio per le minorità. Alinierea continuă a calității învățământului pentru minorități la standardele de performanță ale țărilor din Uniunea Europeană. Asigurazione di pari opportunità nello studio, lineamento continuo della qualità dell'insegnamento per le minorità agli standard di performance degli stati europei. Formarea competențelor de bază pentru susținerea limbilor și culturilor minorităților din România. Formazione delle competenze di base per sostegno della lingua e cultura della minorità della Romania. Le minoranze. Vai, vai. Limba României a fost înființată, a avut loc congresul mondial al tuturor romilor de pretutindeni la Varșovia, cel de-al patrulea congres, unde a fost și aprobat alfabetul limbii României standard. Nell'anno 1990 è stato approvato a Varsavia, nel quadro del quarto congresso mondiale dei Rom, l'alfabeto della lingua letteraria standard.
Tot din același an au fost implementate o serie de programe educaționale pentru a sprijini elevii de etnie romă și comunitățile de romi, dar și pregătirea și instruirea unor resurse umane care facilitau accesul romilor atât din spațiul școlar cât și medical. Nello stesso anno sono state implementate una serie di programmi educazionali per sostegno degli alunni di etnia rom e della comunità rom e si è pensato anche alla preparazione e istruzione di risorse umane che potevano facilitare l'accesso dei rom alla scuola e alla sanità. Queste risorse umane sono... Atunci au fost implementate mai multe programe de formare a resurselor umane rome din comunitățile de rom pentru a garanta succesul. Queste risorse, dicevo, quindi sono il mediatore scolastico, l'insegnante rom, il consigliere rom, l'ispettore per i rom, il mediatore sanitario, educatori e maestri. Queste risorse sono state create per un successo immediato. De-a lungul la 15 ani în învățământul românesc, în direcția Ministerului Educației, există un consilier pentru romi care asigură perfecționarea tuturor resurselor umane din sistemul educațional. Sono state implementate quindi la formazione del personal, delle risorse umane rom. De-a lungul în cadrul multor programe au fost demarate proiecte educaționale care să sprijine elevii romi, mai ales cei care aveau probleme cu stima de sine, nerecunoașterea identității etnice. Per un successo immediato, quindi sono state elaborate manuali, sono state create le scuole estive, programmi educazionali, progetti riguardo alla stima di se stessi, scuola delle discriminazioni, programmi interculturali e multiculturali, una serie di sfilate di costumi rom, degli workshop. Pentru a asigura succesul școlar au fost implicați nu numai copiii rom, dar și părinții copiilor rom care erau reticenți față de sistemul educațional. In queste attività sono state implicate non tanto gli alunni rom, ma anche le loro famiglie per far vedere appunto e per abituarsi alla non discriminazione, cioè a sentirsi a far parte della comunità. Astfel s-au format școala mamelor, unde în fiecare weekend mamele elevilor vin, servim o cafea și vorbim despre educația copiilor săi. In questo modo quindi sono state create anche delle scuole per le mamme dove sono state coinvolte le mamme degli alunni e insieme hanno dato un contributo alla scuola. Am terminat aproape. Am terminat? Ah, ok. Dacă vrei să concluzi ceva. Alcune delle immagini delle scuole. Puteai să lași imagine, vabbè, gata. Înainte de a-i judeca pe romi, ar trebui să-i cunoaștem și o scurtă prezentare a neamurilor de romi. Una brevissima presentazione con il titolo Conoscelo prima di giudicare. Ecco. Și obiectivele educației, crearea unor noi loc de muncă. Gli obiettivi dell'educazione, quindi gli obiettivi, la realizzazione dei nuovi posti di lavoro, promuovere inclusione sociale, delle tradizioni, dei mestieri tradizionali rom, la promozione dell'inclusione sociale, conservazione delle tradizioni, le rom. Vabbè, terminiamo da acum, dai numai immagini, lasciate. Ok. Și neamurile de rom care sunt foarte importante. Alcune dei mestieri tipici dei ocupațiile lor din România. Ursa. Sono coloro che suonano gli strumenti, che si chiamano appunto ursari. Caldarausch sono coloro che confezionano le pentole di rame che usano che lavorano il ferro, coloro che lavorano in modo artigianale i gioielli, coloro appunto che si occupano con la costruzione delle case.
coloro che appunto vendono i fiori oppure altri prodotti tradizionali loro, i gabori, coloro che confezionano, non so come si chiama. Sosta in praticamente lo rom. No, 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 quelli che dove scende l'acqua quando piove, come si chiama? No, 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 no. Questo? No, vabbè. E le grondaie, sì, scusate, non mi veniva la parola, le grondaie. Questi sono alcuni abiti tipici vestiti rom, delle donne rom. Abbiamo concluso, grazie, vi ringrazio.